Stimați și dragi urmăritori, iată-ne în ultima zi a săptămânii lucrătoare pentru cei care mai muncesc, pentru cei care sunt tot timpul în concediu, odihnă și vacanță plăcută. Încep prin a vă mulțumi, ca de obicei, pentru like-urile acordate acestei postări, că eu anticipez că o să fie like-uri multe. Vă mulțumesc pentru abonare, pentru faptul că dați pe clopoțel ca să știți când apare videoul, că degeaba mă laud eu că apare la 10, că și ieri, l-am filmat ca de obicei dimineața să avem știri proaspete și bătute de coajă ca o pâine ardelenească. Dar probleme la Google, probleme la Gmail, ați văzut, nu? Probleme, nu știu ce au serverele, ce Facebook-ul mi-a făcut feste de M ori, nu de N ori. M mai mare decât N ori. Și acum începe și YouTube-ul, care face parte din grupul Practic Google, să facă și el figuri. Nu știu ce să mai zic. Deci, clopoțelul sfânt. Zic eu că pun la 10, dar dacă ăștia mă blochează și nu mă lasă să pun numai la 11, o să ziceți că, bă, ce faci? Te-ai dat cu soacră, pui după ora Budapestei. Ai grijă. Din comentariile voastre de ieri a reieșit că mulți ați condus dacii d-alea vechi. Am primit și poze, am primit și păreri despre daciile de odinioară. Acum să ne mulțumim cu superbolizii, cu hiperbolizii pe care îi avem. Port tricou de aseară de la spectacol. Știți că ăsta e un obicei, dacă am cu o zi înainte spectacol, a doua zi mă prezint în fața dumneavoastră de dimineață cu hainele pe care le-am purtat. A fost un spectacol bun, reușit, din punct de vedere al publicului. S-a simțit bine într-o livadă în Cluj-Napoca, pe Clinicilor. Ce tare e asta! Mi-am anunțat câțiva prieteni și le-am zis, bă, veniți ca în spectacol pe Clinicilor. La care unul a zis, ce bă, ești beteag sau te dai în spectacol? Nu, zic, am spectacol pe Clinicilor. Ce, îi faci să râdă pe aia de la UPU? Nu, domnule, acolo e localul. Un local frumos, o curte mare, o grădină mare, verdeață, pomi, fructiferi, merele așa, prunele erau la mes, erau pe jos, distanțare socială, relaxare. De asta avem nevoie, nu? Ieri în Cluj-Napoca, în dita mai orașul concertelor și al spectacolelor și al evenimentelor, la ora la care aveam eu spectacol, mai era unul singur în Cluj. Vă dați seama, în plin august. Mai avea Emeric Imre la o altă terasă. Paradoxal, eram cumva pe linie dreaptă, la câțiva zeci de kilometri. Și la el și la mine publicul s-a distrat cu milă și cu groază, tot ce-i al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de al ce capturează. Și așa că să mai bem un pic de pauză de cafea, un pic de cafea până intru în ritm. Cafea și voi beți, da? Aveți grijă, nu beți ceai, că vă năvălniciți. Știți ce a pățit opozantul lui Putin, da? O băut un ceai pe aeroport și acum... Și Putin măgarul i-a transmis multă sănătate și să-și revină, că dorește să aibă un opozant în cursa electorală următoare. Bă, dar rușii ăștia nu pot. Complexul lor de inferioritate, tot timpul ei s-or dori să fie un imperiu, să fie o forță mondială, dar nu au reușit să fie mai mult decât le permite geografia pe care o au și pe care o modifică în funcție de interese. În fine, cafea, da, nu ceai, ceai cu poloniu îmbunătățit. Da, mergeți undeva în concediu, plecați, ar trebui că mai sunt câteva zile de vară, un city break, ceva, oriunde v-ați duce, mai ales în România, dar în general oriunde v-ați duce, să nu lăsați gunoaie după voi, să strângeți gunoaiele și să le aruncați. Sau vă abțineți să faceți gunoi. Mai bine vă abțineți să produceți gunoi după voi. Au venit niște tineri, niște voluntari de pântătă Europa și au stat câteva zile în țară. Și după ce au săpat și au scos munți de gunoaie la noi în România, au declarat în presă, habar n-aveți ce bogății deținem. Nu suntem fraieri un pic. Atâtea bogății avem că nu le putem descoperi de gunoaie. Paradoxal, vezi o munte de gunoaie, dacă sap și scoți și duci gunoiul, hopa, găsești și sub gunoaie o formă de relief, un delușor, un muntișor, un ceva, un pârâiaș. Bravo lor! Noi stăm în cârcium, stăm pe internet și vin străinii și ne curăță gunoaiele. Nu știu când or merge la Parlament și la Guvern. Și acolo e nevoie. Parlamentul iar a votat legea aia cu dublarea alocației, Guvernul a zis nu, că n-avem bani.
câțul ăla, câțul ăla cu trei floci. Nu vei rușine, mă. Păi, mă, voi ați venit la putere cu guvernul ăsta fantomă, guvernul meu, zicând așa, unu, renunțăm la pensiile speciale, doi, nu vor mai fi pensii speciale. Și acum o dați din colț în colț. Mă, înțeleg că se alege, mă, dar nu, a, mersi, mă, nu, mersi, mă. Pentru copiii noștri nu putem să facem nimic. Nu putem să dublăm alocațiile și așa sunt nenorocite. Deci dacă înmulțești pe 0 cu 2, tot cam 0 dă. Ce e așa mare filozofie, așa mare brânză? O să zic Orban acum, dragi părinți, mergeți, luați-vă copilașii de după cap și spuneți-le că nu le putem mări alocațiile. Ce se spui? Când e o jucărie, e 50 de lei și ai dat alocația pe ea. Bine că mai circulă avioanele. Ce să le spui? Că așa au zis, că să ne luăm părinții de după cap, să îi îmbrățișăm și să le spunem asta, ei nu putem mări pensiile. Mări-vi s-ar capul să vi se mărească de incompetenți. Nu pot mări alocat. Habar n-am, mă, pe ce lume trăiesc. Dacă Tăricianul ăsta care candidează la primărie, nu înțeleg, mă, fosilele astea. După ce au fost, ce au fost la viața lor, președinți de partide, șef de senat, de Camera Deputaților, președința ai României, prim-ministri, după ce se mai încurcă să fie, își doresc să fie primari, chiar și la capitală. Nu înțeleg. Habar n-am. L-au întrebat doamna atunci, să scurt, de la Digi24, l-a întrebat pe Tăricianu cât costă un bilet pe STB în București. Păi știu, costă 3 lei. 3 lei, a zis Tăricianu Nevesteanu. 1,30 lei o călătorie la STB București. Normal că n-are de unde să știe cât costă o călătorie. Că pensionarii circulă gratis. Și în plus el nu merge cu autobuzul, că pe el îl târie nevasta, îl ia nevasta de ureche și hai la shopping, îl duce pe jos pe boșu. Asta e, se la vi toujours parșiv, dar vin și verzi în politică. Bahmuțeanu candidează și el la ceva sector din partea Partidului Verde. Păi la ea nu contează ce culoare îi, numai să iasă banul. Și Florin Călinescu și el candidează la primăria capitalei. Totuși a văzut că românii au talent și asta ar fi chestiunea zilei. Florin nici nu a mers să-și depună candidatura, că își căuta găinile de ou la fermă. Nu știu, după ce l-au pus și pe el în curs acolo, să o contracareze pe Firea Sârmăn Anus. În fine, domnule, dar Oprescu nu candidează? Dar ce doamnă am nins eu? Când l-a întrebat o reporteriță pe Oprescu, zice, ce facem cu dezăpezirea? Și au zis Oprescu că firmele dă dezăpezire și aia continua. Până i-au replicat Oprescu, dar ce doamnă? Am nins eu? E că așa suntem de ocupați cu alegerile, că nici l-am observat că un asteroid de dimensiuni apreciabile au trecut șenii aproape de pământ. Noi ca noi, dar oamenii de știință. Pregăteam vaccinul, cred că. Păi da, din moment ce starleta aia de filme de adus le-a promis, bă, găsiți vaccinul și fac ce vreți cu voi. Sau invers, faceți ce vreți cu mine. Dai seama cum le tremură mâna pe Berzelius. Yo, 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 yo. Yo, ce ne-o face asta? Să găsi... Pa! E la capăt! Trecut un asteroid razant. Dar politicienii, ce să mai conchid, să mai o lungim, conchidem atât. Mint de gheața apele, ca până acum. Suntem pe ultimul loc aproape în UE la exportul de înghețată. 1,3 din necesarul de înghețată al Uniunii Europene. Abia 1,3% îl producem noi. Pe la cât mint politicienii ăștia, ar trebui să fim lideri, nu europeni, mondial, domnule, ăștia mint de pot îngheța iară Antarctica. Calota glaciară o pot îngheța. Da, ziceți și voi aveți dreptate. Că de-aia intrăm în dialog, big like, de-aia vorbim mai. Și voi aveți dreptate. Ar fi ei buni la înghețată. Îngheața apele. Dar Roma înghețatei. Fistic cu cacao. Nu vă mai rețin, da? Weekend plăcut. Ne revedem luni. Undeva, dacă nu mă înșală memoria, vorba lui Țiriac. Pe 24. După 23 august. Să aveți tot ce vă doriți. Și dacă nu aveți tot ce vă doriți, să fiți mulțumiți cu ce aveți. Că cea mai importantă e sănătatea și pofta de viață. Bucuria de a trăi, zâmbetul, optimismul, hazul de necaz, pe care le regăsim pe toate aici, intrăm pe canalul ăsta. Spuneți lumii, faceți un playlist și un weekend și în timp ce faceți curățenie, în timp ce stați în trafic, în timp ce sunteți blocați undeva la coadă, ascultați în căști un playlist cu videourile pe care le-a făcut săptămâna asta.
Ascultați videourile, că moca mea o știți, nu contează. Ascultați ce am zis, aia e important. Mulțumesc de urmărire, scuze de deranj, să ne vedem cu bine luni. Aici sau în garaj.